Da, bun găsit la superba emisiune. Nici nu știu dacă lumea să uită acum la emisiune sau nu. Sau adică e fierte iar pe meciuri, sunt meciuri. Nici nu mai știu că parcă nu sunt meciuri astea. De astea, de -astea. cupele, lupește de mâine. Uh, sigur că o să vorbim. Uh, ne putem uita la asta, că a mai zis Ciolacu, că a făcut la că a zis Ciucă, asta cu Bolojan, prim-ministru, eu acum o te vai, Bolojan, să fie prim să fie frățiuer, să fie. Deci dacă n-am auzit de Bolojan în, și în sculare și în culcare în ultimii 180 de ani din România. Deci, an, bun. Deci, sigur, că o să vă și despre asta. Mi se pare importante deloc. Zero. Absolut deloc. Um, am vorbit și ceva mai devreme despre treburile astea, afirmații răgnite, alea, încruntături, nu știu ce, se bat cap în cap afirmațiile astea, Cu altele, făcute tot de ei, eu sunt mamă, PSD-ul este horror, ei sunt la guvernare, Penelu la guvernare cu PSD-ul, altfel zbiară de, și în și în culcare că PSD-ul este îngrozit, ei fiind împreună la guvernare. Deci, e un balamuc și n-are nicio noimă, nimic, nimic, nimic. Și după părerea mea, nicio importanță. Absolut nicio importanță. Că le vom comenta, sigur că le vom comenta. Uh, M-am uitat și pe mine Mă interesează războiul din Ucraina. Mult. Uh, și mă interesează și ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Mult. Uh, din motive pe care le consider absolut corecte, ba chiar esențiale. Uh, M-am uitat și eu să văd. Uh, vă fac așa, doar. Vă anunț doar despre ce voi vorbi în partea a doua emisiune, adică de la 12. Mă uit pe Hot News, de exemplu. Deschid cu Hot News, care deschide site-ul. Cu războiul în, uh, în Ucraina, da? Uh, și uh, cu ce deschide Hot News de exemplu, Zelenski susține că 11.000 de soldați norcoreni se află în curs. Prietene, dacă am vorbit de asta de 3 zile, vorbim despre asta. Nimic nou aici. După aia, rușii au pierdut peste 700.000 700 de soldați până acum potrivit Chievului. În fiecare zi, în fiecare zi, în ultimii de, mă rog, 3 ani, de, practic 3 ani, nu știu de când a început războiul, 2 ani jumate. Aud de pierderile rusești în fiecare zi. Nu le contest, vă dați seama. Nu le contest. Sigur că pot pune niște întrebări retorice, că nu-mi răspunde nimeni la ele. Dar asta e. Deci, din tot ce s-a întâmplat în uh, legătură cu războiul, asta găsești să-mi Deci, de departe, cel mai important lucru este ce a scris New York Times astăzi. Dita mai ziarul New York Times, stimați cetățeni. Nu... Deci, cea mai estimată, în fiecare zi estimează Chievul pierderi colosale ale rușilor. Absolut în fiecare zi. În fiecare zi. Deci, din tot ce s-a întâmplat astăzi, asta găsești să-mi spui. Când, de fapt, important este asta. Și vă dau acum, dăpășiți, important, e asta. Ce scrie New York Times astăzi, serviciile de informație și armata americană se îndoiesc că Ucraina poate opri ofensiva forțelor armate ruse. Ucraina mai rezistă cel mult un an. Asta zice New York Times, citând oficial american și servicii secrete. Uite, vă dau chiar pagina de New York Times. Uite, ia uite aici. Uite, dă de, de sus să se vadă. Uite, că, până mă... uite. As Russia Advances, vezi? Asta e, eu am dat direct link-ul, numai că e chestia asta și trebuie să trec de ea. Da. Asta este articolul din New York Times, că e și link în... la știri pe surse. Deci asta e de departe cel mai important lucru. Nu uh, au mai estimat uh, ucrainienii pierderi rusești. Bine. E în regulă. Nu? Da. Pe bune? În sfârșit. Deci... Uh, acum. Fără nicio legătură cu nimic. Câte minute mai avem? Pentru că e foarte complicat în sfertul ăsta de oră să mă apuc să fac, pentru că mă voi întrerupe și nu vreau să mă întrerup exact când sunt. Dom'le, ce se întâmplă? Doar vă propun, fără nicio legătură cu nimic. Dacă vă plictisește, o să mă prind mâine pe audiență și nu mai fac din astea. Deci am și eu o carte. Am, I-am luat-o lui Fimiu, mă rog, ilustrată a românilor pentru elevi. Bine, e cam complicată pentru el încă. Dar am luat-o așa să sunt, cum ar veni. Na, e și cu pozulice așa, e cu... na, e cu de toate așa. E mă, complicată pentru el acum, dar am luat-o să sunt. Și m-am uitat și eu până ea așa în niciun caz să nu se înțeleagă că eu vorbesc de rău sau o să vorbesc de rău cartea. Nu, nu, e o carte absolut în regulă, e chiar foarte bună. Doar că găsesc aici un subiect cu care, de care m-am mai preocupat așa incidental, accidental, așa la o perioadă. Și anume, vă dau așa exemplu. E sigur că, mă rog, cartea începe, da, istoria românilor, ok? Istoria ilustrată, de deci ce și cu poze? A românilor, în regulă. Și începe preistoria. Ok. Deci preistoria, uite-te, cât a... Deci, Paleoliticul, Mezoliticul, oi așa, Neoliticul. Uite, ok. Deci uite câte pagini, da? Epoca bronzului, cultura coțofeni, cultura gumelnița, cultura monteoru, adică tot felul de lucruri care au fost găsite pe teritoriul, pe teritoriul foarte interesant, da? Bun. După aia, antichitatea, perfect. Și începe Antichitatea, Pacul Tare, Getodacii, Regatul lui Burebista, evident, Salmisă Getuza, rolul lui Deceneu, foarte tare, Regatul lui Decebal, războaiele cu Traian. Ok, stați să vedeți unde ajung, da? Foarte bine. Corect. Bun. Și așa mai departe. Uite-te câte pagini dau, da? Despre toate astea, cu fotografii, cu tot felul de inscripții, cu tot felul de obiecte, cu tot felul de. Da? Bun. Mâine oamenilor. Și, de fapt, ajungem, deci să termină antichitatea vieții și zice, scrie și foarte mic și am mai chiorât eu, zice în felul următor, vă rog frumos, pentru a acoperi destul de rușinoasa părăsire a Dacii, Aurelian a înființat o nouă provincie, Dacia Aureliana, Formată din partea... De... Ok, deci e vorba de retragerea aureliană. Nu, nu intrăm în... Asta e și asta cu, pentru a... rușinea. Rușinea în fața cui? Ce să spun? Nu, da, nu, nu de -a Vă rog, acum concentrați-vă. Deci să termin Antichitatea și povestea pe la anul 200 și ceva. 200 și ceva. Ok? 200 și. Să termină. Și acum avem aici un paragrafic. Asta de aici. E atâtică. Atâtică. Atenție. Timp de aproape un mileniu, timp de aproape un mileniu, un mileniu, o mie de ani, timp de aproape un mileniu, e un paragraf atâta. Timp de aproape un mileniu, sfârșitul secolului III, deci 200 și ceva, cum vă spusei, secolul 13, deci secolul III, sfârșitul secolului III, secolul 13, III, pe actualul spațiu românesc a fost străbătut de popoare migratoare. Punct. O mie de ani? de popoare migratoare? Da. Bun. În prima etapă, 275-166, dominația la apărut germanicilor și hunilor, au urmat slavii, secolele 5-10. Secolele 50 sunt 500 de ani. 500 de ani. 500 de ani. Ok? Și așa, apoi Pecenegii și Cunanii și în final Marea Invazie Tătară, 1241-1342. Și asta a fost. Și după care începe Evul Mediu, secolele 9-16, măi oamenilor, mai oamenilor, și bun, începe deja, uite, la începutul veacului 13, Temujin, adică Genghis Khan, însemnând în limba mongolă rege universal, reușea prin alianțe, șantaj sau luptă să se... Stă... Stai puțin, mare invazie tătară, secolul 13. Deci stați, puțin, noi am sărit de la secolul 3 la secolul 13 cu un paragraf atât? Răspuns, da. Frățioer, frăți, stați un pic, să ne organizăm. Repet, nu e vina acestei cărți. Nu, cartea e super bună, în opinia mea, de-aia am și cumpărat-o lui Fimiu. E super ok. Deci stați puțin. O mie de ani sunt acoperiți de un paragraf atât? Cam da. Și nu e, repet, vina acestei cărți. Cam asta e. Și păi și 500 de ani ăia, păi 500 de ani să vă așa slavi. Să vă slavii? slavi? Da, dă detalii. Păi nu avem. Cum? Uh, există o poveste, a lui, eu am făcut și un episod pe vlog, la un moment dat. Am și eu un vlog. Postez pe el la ocazie. Deci există o scriere pe la anul 700 spre 800, mai spre 800, al a teofans Spovednicul. ce mișto îl chema, Teofan Spovednicul. despre o istorie care se întâmpla undeva între anul 500 și 600, Poate după 550, când bizantinii s-au zmardoit cu un popor migrator avari. Nu în sensul în care e cuvântul avar în zilele noastre, adică zgârcit. Nu, avar, așa să nu avari. Și povestea este, vezi, doamne, că un soldat bizantin, uitându-se la sacii dăpă un catâr, că era în timpul nopții treaba, care stăteau să se cadă, că să dezechilibraseră, i-a zis unui soldat să se întoarcă, să vadă că îi pică sacii de păcătări. Și a zis, torna, torna, frate! Și ăia că ăla a crezut că să se întoarcă pentru că a văzut la ceva, adică îi atacă, nu știu, e o ambuscadă. Ideea este că s-au speriat bizantinii că să se întoarcă. Aoleu, a dat unul semnalul să ne întoarcem. Ăia avari au zis și ei, ce fac măia bizantinii? Nu știu, sunt ciudați, să, frea, să frăsuie, să freamătă, să... Aoleu, hai să fugim! Și au fugit unii alții nu s-au mai bătut, pentru că de la faptul că e căzul ăla de sagi de păcatări și le-a zis Torna, torna, frate! oi au zis, ai, dă-mă, dracu, ne atacă, ne-au să plecăm! Și au plecat și avarii și uh, bizantinii și... <hînf> Bun. Și asta povestește vreo 200 de ani mai târziu Teofan Spovednicul. Și, ca să înțelegeți de unde ajung, ideea era că, și că unii au zis, domne, prima Zicere în limba română e tornator na fratre. Sigur că ăia se gândeau, dacă e din latină, de ce e fratre, de ce nu-i frater. Nu ne mai luăm din asta că pot să vorbesc mult despre asta. Dar... George Călinescu, azi că nici vorbă. George Călinescu, multe sute de ani, multe sute, multe sute de ani, deci a zis nici vorbă, nu e, are nicio legătură cu limba română, nicio treabă. Bun. Dar asta s-a întâmplat, deci, pe la anul între 500 și 600, conform lui Teofan Spovednic, de deci, ce torna, na frate asta. Bun. Revenind, totuși o mie de ani, te-ai cum o mie de ani, vă sunt... dați seama că noi totuși am pățit atât de multe în ultima sută de ani? Au fost două războaie mondiale, practic suntem în pragul al treilea, s-au întâmplat pentru noi, păi de mine, de deci, s-au scris volume, fără număr, despre ultimii, ultima sută de ani. O mie de ani din istoria românilor, în principiu, sunt expediați cam așa, pe sistemul și erau niște migratori pe aici. Uh, interesant sau ce? Eu zic că e foarte interesant, uh, dar nu mai am timp, bineînțeles. Normal că nu mai am timp, am spus că o să mă întrerup. Perfect, perfect, perfect. Mai bine. Pauză. Ne revedem. Da, bun găsit la emisiune. Haideți să începem totuși cu ce mi se pare important. Că o să vorbim și despre prostelile și nimicurile și tâmpeniile de păcocioc și toate lucrurile absolut de importante. Deci, de departe, cel mai important în opinia mea de astăzi. Avem articolul din New York Times, Serviciile de informații și Armata Americană se îndoiesc că Ucraina poate opri ofensiva forțelor armate ruse. Ucraina mai rezistă cel mult un an. Oficialii militari americani și din Serviciile de informații cred că războiul ruso-ucrainean a ieșit din impas din impas, în sensul în care era staționat așa cumva, adică nici nu se întâmpla mare lucru, era așa un fel de hâra-bâra, în sensul ăsta din impas, adică era stalemate, cum zic ei, adică în, unghiet, în, înghețat așa cumva. Pe măsură ce trupele rusești își intensifică ofensiva, informează ziarul The New York Times. Autorii articolului, atenție că e foarte important, în opinia mea, în opinia mea. Autorii articolului spun cum, în vara anului 2024, analiștii guvernamentali americani povesteau uh, că este puțin probabil ca Rusia să obțină câștiguri semnificative în Ucraina în lunile următoare, deoarece trupele slab antrenate se luptă să străpungă apărarea ucraineană, e cu citat. Dar, potrivit New York Times, această evaluare se dovedește acum că a fost greșită. Trupele ruse nu numai că au făcut progrese semnificative în estul Ucrainei, dar au și recucerit. Mai mult de o treime din teritoriul capturat de armata ucraineană în regiunea Kursk, deci în Rusia. În plus, Rusia a crescut numărul de atacuri cu drone pe teritoriul Ucrainei de la 350 în iulie la 750 în august și 1500 în septembrie. Armata rusă care a făcut greșeli în mod constant în timpul invaziei Ucrainei în 2022 este de domeniul trecutului relatează publicația în opinia unui înalt oficial militar american. Acum forțele armate RF au evoluat foarte mult și sunt în mișcare. Din această cauză, unele servicii de informații și oficial militar american sunt pesimiști cu privire la capacitatea Ucrainei de a opri ofensiva rusă. Ucraina cere în mod constant celor occidentale furnizarea de arme, dar din punctul de vedere al armatei americane, lipsa armelor nu mai este principala problemă pentru forțele armate ale Ucrainei. Cum? Conform punctului de vedere al armatei americane, scrie New York Times, lipsa armelor nu mai este principala problemă pentru forțele armate ale Ucrainei. Dar care e atunci? Atenție! Oficialii. Americani spun că Ucraina a redus dramatic decalajul de artilerie față de Rusia și folosește de asemenea drone pentru a, a distruge vehicule blindate rusești. Dar cea mai mare problemă pentru forțele armate ale Ucrainei, potrivit oficialilor, a fost lipsa soldaților. Nu știu dacă v-ați mai uitat la emisiunea asta cu toate precauțiile pe care mi le iau și mi-au precauții, că nu vreau să mai fac, am am hotărât să nu mai fac eu singur mie rău în această viață. Că nu văd de ce să... Mi-am făcut foarte mult rău în această... Mult rău mi-am făcut. Foarte mult rău. Regret că mi-am făcut rău. Nu meritam. În opinia mea. Mi-am făcut foarte mult rău și mie și altora din jurul meu prin, prin ricoșeu. Nu... Și nu mai vreau să-mi fac rău. Dar dacă v-ați mai uitat, și atunci de asta, uneori, mai dau cu manta, mai fac o aluzie, mai bag o șopârlă, când nu vreau să spun foarte clar un lucru, pentru că știu că îmi, îmi voi atrage rău. O dau așa cu manta. Dar dacă v-ați mai uitat la această emisiune, din când în când întrebam, comentam situația din Ucraina, întrebam, sigur arme, sigur tankuri, sigur F-16, sigur, 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 dar... Oameni? Ce facem când se termină oamenii? Așa mai întrebam eu din când în când. Pot... Deci, cea mai mare problemă, scrie New York Times astăzi, pentru nu mai sunt armele pentru Ucraina. Cea mai mare problemă, lipsa soldaților. Um... Bun. Potrivit încă potrivit una dintre interlocutorii publicației, a, a, așa, Ucraina are suficient soldați pentru a lupta încă șase luni, până la un an, după care forțele armate ale Ucrainei se vor confrunta cu o lipsă acută de trupe. Deci, a, re, textul care ne era livrat în această, la începutul acestei veri, este contrazis acum, de textul de astăzi al New York Times, care spune că textul care ne-a fost livrat la începutul verii s-a dovedit a fi greșit. Ala în care rușii nu vor fi în stare să facă progrese, ci că sunt. Și că Ucraina, foarte probabil, nu mai rezistă mai mult de un an. Dacă o spune New York Times, vă dați seama, o spune New York Times, dacă ar fi spus-o Gigel, nu zic eu, dacă ar fi spus-o Gigel, sau așa, Gigel era automat mitraliat, executat în România, nu la propriu, deși nu mai mult nici până acolo, Doamne ferește, executat public, făcut putinist, cu tare, hai de mine, și ne erau livrate lozincile zilei. Deci, mi se pare asta de departe cel mai important subiect? Absolut că mi se pare. Absolut că mi se pare. Pentru că presupunând că Ucraina nu mai rezistă, ce, deci cel mult un an, Uh, după aia ce? După aia ce? de -aia vă spun, adică genul ăsta de... Uh, ăsta, uite, cum deschide hot news. Rușii au pierdut peste 700.000 de, de soldați până acum potrivit Chievului. Habar n-am, fi pierdut. Nu acum, vă dați seama. Sigur că poți să întrebi, dar retoric, poți să întrebi, nu, 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 contrazici, dar întrebi, totuși. Deci, dar dacă, totuși, uh, tot conform nenumăratelor articole pe temă din ultima vreme, dacă la o salvă de artilerie a ucrainienilor, rușii, au multiplu, adică dacă ei trag un proiectil, rușii trag 5 sau 6 sau 7 sau 10 la un proiectil. De ce sunt pierderile rusești atât de mari? Păi, o să doamne, că sunt proști, că nu se pricep, că nu sunt... E în regulă. Deci, dar e mult mai important decât să... Zic așa, la hot, ca pentru hot news. E mult mai important articolul de New York Times decât estimarea, care este absolut în fiecare zi, despre pierderile rusești. Răspuns în opinia mea? Opinia mea? Da. Absolut da. După aia ce? Presupunând că ceea ce scrie astăzi New York Times este adevărat. Nu o să vă spun dacă mie mi se pare sau nu mi se pare sau cum mi se pare, că nu vreau să-mi fac rău. Dar presupunem, fiind New York Times totuși, că e pe bune. Și că oficialii americani, atât de la armată, cât și de la serviciile secrete, estimează corect de data asta treaba. După aia ce? Cade Ucraina. Și după aia? Vi se pare că în România se discută acest gen de subiect? Nu, în primul rând, acest gen de subiect este tabu. Cum să spui că dacă va cădea Ucraina. Și e tabu, cum să spui așa ceva. Deci e, fai de mine, e... Fă, cred că ești anticonstituțional. Cred că vine Curtea Constituțională și spune, "Boi, ia stai puțin, mă. cum adică știu? Păi nu știu, o zice New York Times. Uite, zice că în România vi se pare că se discută despre așa ceva. Deci, doamne ferește, poate nu se va întâmpla. Poate, cine știe, printr-un miracol, habar n-am, nu știu, moare Putin. Da, bă, se pot întâmpla multe. Nu știu, habar n -am. Vine nu știu, n-am înțeles. Vine, vin oligarhii, vin asta, fac o revoluție, îl mă pe Putin, vin, nu știu, habar n-am, se pot întâmpla, se pot întâmpla multe. Vin marțienii, descin și spun, băi, gata, ia, terminați-vă cu orice, am venit noi, habar n-am. Deci, poate nu e așa, poate nu se va întâmpla așa. Părerea că se va întâmpla așa. Vi se pare că în România se discută asta? Ciucă, Ciolacu, Lasconi, Gioană, uh, sunt întrebați despre asta? discută ei, pare că îi preocupă? Nu, deloc. Păi îi preocupă acum mai nou să spună despre Bolojan. Nu zic, Doamne ajută să fie Bolojan prim-ministru. Cred că am avut zece prim ministri în ultimii 4 ani. Cred că, au fost, cred că au fost 10. Eu cred că au fost 10. Sau ceva. Deci, cred că numai eu n-am fost prim-ministru în România. Deci, am eu o problemă să fie Bolojan prim-ministru. Oricine, nici nu-l cunosc, n-am -am auzit vorbind în viața mea. Nu știu, am înțeles că a văruit foarte frumos Oradea. E în regulă. E tare. Ok. Îl susțin. Deci, îi preocupă fermele de troll despre care, de fapt, nu s-a dovedit nimic. De fapt, nu e nimic concret. De fapt, deci de trei zile oar cu ferme de troll. Vă mai dau ceva. De exemplu. E foarte tare ce se întâmplă? Sigur că e foarte tare. În România se discută? Sigur că nu se discută. O să discut eu? Nu. Doar vă semnale. Nu. Absolut nu, că nu vreau să-mi fac rău. Vă semnalez însă subiectul. E pe plan mondial, e subiect esențial în momentul ăsta în discuțiile pe plan mondial. Vă dați seama, în preziua alegerilor din Statele Unite, că subiectul totuși principal pe plan mondial, clar o reprezintă alegerile din Statele Unite. Chiar și așa. O să vedeți imediat ce vă arăt. Subiectul pe care vi-l arăt în legătură cu Israelul este în momentul ăsta discutat peste tot pe planetă. De ce? E foarte important în România, nici, practic, nici nu știu dacă e menționat la știri. Nu că nu e dezbatere, nu e discuție, nu e... Ce ai făcut, bobiță? Noi plantăm cartofi. Ce făcea doamna Lasconi? Planta cartofi, domnul Ciucă zicea că, nu știu, ceva despre Ciolacu, bineînțeles, Ciolacu zicea că nu știe cine a fost în primul rând la dezbaterea cu el. Deci, ăsta e nivelul. Bun. Deci hai să vă citesc totuși despre ce vă zic. Deci apare, vă dau de pe Digi24, e la știri externe, corect, atenție. Vă dau așa, ce apare la, pe site, la știri, nu știu dacă, pe, repet, eu pe postul de televiziune când m-am zapat, eu n-am văzut asta. Apare așa pe site-uri, atenție. Un consilier al lui Netanyahu a fost arestat. De ce este acuzat și ce susține opoziția că se află de fapt în spate? Cum? Vă rog frumos. Cum? Poliția israeliană a arestat un consilier de rang înalt al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu pentru presupus a de informații clasificate către presa străină. Știți despre ce e vorba? Vă întreb. Nasă. cetățenii din România, știți despre ce e vorba? Cred că răspunsul este absolut nu. Că în România n-a existat subiectul, da? Liderii opoziției susțin că informațiile au fost falsificate și fac parte dintr-un șiretlic menit să zădărnicească o a focului și un acord privind luarea de ostatici în Gaza. De fapt, un acord privind returnarea ostaticilor din Gaza. Că nu... da? Bun. Hai să ne uităm pe CNN, vreți? Hai să ne uităm pe CNN, vreți? Deci, mă uit, am dat pe CNN. Vă rog. Îi dau și refresh. Acum, în direct. Uite, mă vedeți aici. Poc, refresh. Poftim. Sigur că subiectul, dacă aș ști să închid partea asta de aici, ar fi perfect. Uh, da, hai că am ajuns. Deci, sigur că m-am ridicat. Deci, avem în felul următor. Uh, subiectul din stânga e despre Harris și Trump, care se... Uh, normal, adică alegerile sunt practic mâine. Da? Ok? Dar, imediat lângă poliția arrest Netanyahu aid, adică ajutorul Netanyahu, putem să-i spunem consilier, poliția îl arestează pe ajutorul Netanyahu, Uh, în timp ce opoziția îl acuză de uh, scurgere de intelligence pentru a zădărnici încetarea focului în Gaza și dilu ostaticilor. Ok, haideți să ne uităm acum. Am dat pe Google Netanyahu Aid, am dat aici ca la motorul de căutare din ultimele 24 de ore. BBC, Hostage Release Deal, deci uh, dealul. Uh, Eliberării ostaticilor compromis de scurgere internă. De ternă. I agree, așa. În timp real. Spune curtea. Dă-dă-te rog de sus. Dă-de sus. Netanyahu, da? Observați. Spune curtea. Court says. Aude aici. Court says. Poc. Da? E BBC. Ok. Uh, NBC News, Israel, leak scandal. Vedeți? Netanyahu Aid arrested. Ia, ja, hai să intrăm. Arrested. uite uh. Deci, un, un, o scurgere de inteligență care ar fi putut să rănească, să primejduiască discuțiile despre ostatici. Gaza, Intel, scandal. Uh, deci, acest scandal trimite shockwaves. Unde dă șoc? În Israel. Mai departe. Și tot așa, putem să o ținem așa până mâine. O să vă arăt și dacă, uh, uite, avem și Reuters. Uite, Reuters. Autoritățile din Israel uh, suspectează uh, scurgerea de informații de către consilierul lui Netanyahu. Bun. În România, sigur că subiectul nu există. Pe că Evident că subiectul nu există. Deci, bun, există în sensul, ați văzut, e știre pe site-uri. Nu există discuții despre asta, nu există dezbateri despre asta, niciun candidat nu vorbește despre. e important? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, Aș putea să vorbesc eu despre asta. Absolut, la noi cu trolii, exact. Nu știm exact unde, nu știm de fapt ce troli, nu știm de fapt ce au făcut trolii, care-i treaba cu trolii, dar. Bun. Deci e importantă treaba asta? Absolut că e importantă. Ați observat? Deci e subiectul cu pe CNN, post-american. E subiectul cu alegerile, evident că sunt mâine, imediat e subiectul cu Consiliul Netanyahu. Și cu toată e interesant, nu că e interesant, e important, stimați cetățeni, e absolut important. Pentru noi toți și pentru planetă, ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, care sunt acolo ecuațiile extrem de complexe, la noi totul este cu lozinci din câteva cuvinte. Hararam -ră tararam -ră talalam -lă talalam -lă gata. Și asta a fost tot. Ce vreau să spun este, în România preocupările, discuțiile, dezbaterile, centrele de interes, adică lucruri de care suntem interesați, sunt derizorii, absolut derizorii, derizorii. Doar zic, nu mă apuc eu, vă dați seama, mă apuc eu singur din România să tratez asta. Hai totuși să nu fac rău, hai să stau eu liniștit așa. Dar v-am semnalat. Adică cine dorește poate să intre și să vadă. Adică nu, sunt. Pe sunt. Se întâmplă. Dezbateri se întâmplă. E, complicat. Subiectul e complicat. Acum, haide să mergem pe cocioc. Pe cocioc avem în felul următor. Pe cocioc lucrurile sunt... Ia uite aici. Am deschis G4 Media trăiască. Ia uite aici jocul lui Ciolacu. Ai, ai, ai! Jocul lui Ciolacu. Sună important. De ce ar vrea să-l propună premier pe Ilie Bolojan? Ei, ia! Dar la ce se referă? Poate nu știți la ce se referă. Poate ați lipsit de pe planetă. și Ia, uite aici. o pe ziarecom. Avem aici. După Lasconi și Ciolacu îl laudă pe Ilie Bolojan. Liderul PSD spune că îl vrea partener. La asta se referă Doamne, să închid miile astea de reclame. Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat luni în cadrul vizitei oficiale din Franța că se conturează care va fi partenerul de dialog al PSD și anume Ilie Bolojan, un partener pe care și l-ar dori din funcția de președinte. Ciolacu a mai spus că este nevoie de un guvern cu o majoritate politică suficientă pentru a implementa reformele din... Bun, în sfârșit. Deci, Ciucă, domnul Ciucă a zis că l-ar dori pe domnul Bolojan prim-ministru. Doamna Lasconi a zis că ce -i Bolojan. Domnul Ciolacu a zis că ce tare-i tare Bolojan. Practic, alegerile astea devin despre domnul Bolojan. Bolojan, Bolojan, Bolo... A, ah, uite, vedeți, avem și aici. Consilier de rang înalt al lui Beniamin Netanyahu, arestat de poliția izraeliană. Acuzațiile care îi se aduc. Știre seacă, știi? Uh, e o știre, sigur, știrea se găsește, observați, știrea așa, dar repet, dezbatere despre asta, te gândești, stai puțin, stai puțin, dar ce poate însemna, dar de unde s-ar putea, de unde, unde, dar de ce s-ar fi întâmplat asta, dar care-i treaba, bun, ok, închid, că nu mă apuc eu. Uh, deci, G4 Media, jocul lui Ciolacu, de ce ar vrea să-l propună premier pe Ilie Bolojean? Vreți să ne pierdem timpul cu așa ceva? Eu personal, nu. Personal, nu. Deci, sunt sătul de fonfleuri. Fiecare zi mai vine unul cu... Și acum am să facem referendum! Da! Să facem referendum! Acum, dar acum să facem Bolojan Premier! Da! Bolojan Premier! În fiecare zi vine câte o prosteală, câte un fonfleu, câte o vorbă, care dintr-o dată devine mega subiect în România. Orice chestie absolut derizorie, nesemnificativă, dar care oricum peste 5 zile nu mai e valabilă, oricum în România de vină, adică, hei, stați puțin, ia uite aici. Deci, da, în tapalagă, e... băi, el, zăi seama, el a identificat un joc al uciolac în legătură cu treaba asta cu Bologea. Bă, mă nebunii de tot. Bă, ce ai făcut, Bobiță? Iată și atent aici, zice... Ia aici, tare de tot. Zice... Ia, articol despre Nicolae Ciucă. Murim. Nicolae Ciucă. Haide aici. Trei de bravo pentru Marcel Ciolacu. Tot ce propune PNL de la o vreme încoace acceptă și PSD. Oprirea blatului PSD aur de a transfera voturi către Simion în turul întâi. Știți, vă reamintesc, poate nu era zacorent, poate. Aveți senzația că s-a schimbat ceva. PNL e la guvernare cu PSD. Ei sunt împreună la guvernare, știți? Așa. În timp ce vorbesc despre blatul PSD Aur, ei sunt la guvernare cu PSD. Ok. Um, Nicolae Ciucă, 3 de bravo pentru Marcel Ciolacu. Pentru un scriitor absolut redutabil, cum este domnul Nicolae Ciucă, știți, nu s-a mai vorbit deloc. E ca și cum, după ce luni de zile s-a vorbit despre cartea domnului Ciucă, dar neexistând, cartea domnului Ciucă, și cu panotajul ăla, un ostaș în fruntea țării, țineți bine, în slujba țării, țineți bine, așa. Când în sfârșit a apărut cartea, practic a dispărut subiectul complet. Ați mai auzit de cartea lui Ciucă? În sculare și în culcare, cartea lui Ciucă. Cartea lui Ciucă, mai țineți minte? A dispărut complet subiectul. Bun. Deci, pentru un scriitor redutabil, domnul Ciucă, nu există de bravo. Trei bravo. Nu există trei de bravo. Cum trei de bravo? Trei bravo pentru Marcel Ciolacu. Vă zic așa, nu ne luăm de la limba română, că oricum nu mai cunoaște aproape nimeni. E în regulă. Ia taci, că a venit Cristian Pantazi, care cumva, în mod absolut ciudat, nu este preocupat de o treabă tare, cum ar fi, ca zici, ciola cu că e tare bolojan. Taci, fiarent. Cum a pierdut Rusia o bătălie pentru Republica Moldova și cum pregătește Maia Sandu următoarea confruntare de la alegerile parlamentare? Vă rog, -am, eu n-am nervi să citesc asta. Adică, cred că e foarte tare, cred că e foarte tare, dar n-am -am nervi nu, nu, -am, nu, totuși nu. Uh, foarte interesant, de asemenea, peste tot. Rareș Bogdan. Ce ai făcut? Sună important. Deja, ei simt nevoia să mă ridic în picioare din nou. Rareș Bogdan întrebat dacă Bolojan a acceptat să fie desemnat premier dacă Ciuc ajunge președinte. Două puncte, ghilimele. Normal. Ai. <laughs> nu există, mă. N-ai, mult. Ce ai făcut, mă? Ah, așa, printre altele lângă subiect important, cum este faptul că a zis Rareș Bogdan normal, la subiectul bolojan, adică tare de tot, aici așa, mic așa. Avem așa mic. aici așa, zice SUA cer Israelului să ia măsuri împotriva coloniștilor violenți din Cisjordania după incendierea 20 de mașini. Ei, trecem peste. Trecem peste foarte tare ce a zis domnul Marc Rute nu v fi așteptat, dar a zis, ceea ce e foarte ok, NATO trebuie să rămână unită, indiferent de cine câștigă alegerile americane. Foarte bine a zis, susțin. DC News. mi și frică să văd cu ce deschide DC de News. Tare. DC News, din tot ce s-a întâmplat pe planeta Pământ, în România, în România s-a întâmplat bolojan, s-a întâmplat un nume propriu în România astăzi. Asta e tot ce s-a întâmplat. Pe lângă plantatul de cartofi, pe lângă, în sfârșit, astea de fapt, candidații, lucrurile astea importante, importante și chiar relevante și da. Avem deceniuz. Ce trebuie să știe cei interesați de procurarea unei arme? Ai, ai, ai. Comisar Dospina Robert. Ce se întâmplă dacă încalci legea? Bă, dar e... Subiectul cred că e pasionant. Dar eu cred că în moment dat, eu de-abia aștept, când după ce termine emisiunea, îmi plonjez în articolul ăsta, pentru că chiar mi se pare foarte tare. Altfel, avem așa, în SUA sunt preconizate noi insurecții stradale. Ce se întâmplă în cazul în care un candidat nu-și recunoaște înfrângerea? Și avem un domn expert în securitate și profesor la Georgetown University, Washington, DC. A expus situațiile prin care ar putea trece SUA în cazul în care candidatul va pierde sau nu va recunoaște rezultatul alegerilor. Sunt, și nu va recunoaște rezultatul alegerilor. Sunt preconizate noi insurecții, violențe și atacuri armate, precum cele din 2021. Americanii sunt un popor extrem de politic și extrem de polarizat, spune Iulia Joja, acest domn expert. Acesta realizează de, relatează de asemenea că mulți oameni din Washington și-au luat liber și-au plecat din oraș de teama acestor escaladări profund violente. Eu vă reamintesc faptul că mâine noapte, începând cu ora 11, se voi participa și eu și va fi această, de fapt vreau să nu că voi participa eu, vă informez, ci că va exista această ediție specială și ca informație adițională voi participa și eu la ediția specială care va ține până la 3 dimineața, după care va veni o altă ediție specială, va veni doamna Andreea Sava de la ora 3 dimineața încolo în legătură cu alegerile americane. Și eu cred că va fi, vor fi alegeri cu Dilaila, cu ghilimele de rigore, adică cu întâmplări. Absolut da. Deci, opinia, adică sunt convins că va fi cu întâmplări, nu vor fi niște alegeri din astea și acum s-a votat și acum să vedem rezultatele, au venit rezultatele, A, e în regulă, ok, și acum să ne culcăm. Nu, nu cred că va fi așa deloc. Deci cred că va fi cu clăbuci, cred că va fi cu bolboroci, cred că va fi cu acțiune. Așa cred că va fi. Um... Foarte tare e un subiect care nu are nicio legătură, dar mi se pare tare totuși, pe prima pagină în eh, Jurnalul Național și îmi pare rău că nu o să mai am timp să vă spun de ce mi se pare tare. Am mai vorbit despre asta cu taxiurile și cu Uber-ul din București. Uber, în, de fapt, din România. Uh, dar cine a mai văzut, dar, dar nu mai am timp acum să intru în detalii, uh, să vă spun de ce mi se pare subiectul important. Uh, el este tare. Evoluția speciilor în transporturi, taxiurile se transformă în Uber. De anul viitor se va schimba cu totul legea taximetriei pentru a se alinia la condițiile transportului alternativ. Taximetriștii vor avea același regim la acordarea licențelor de transport și a facilităților fiscale de care au beneficiat până acum doar companiile de ride-sharing. De asemenea, vor putea folosi și mașini închiriate sau încomodate, lucru interzis până acum. Proiectul a fost discutat cu Ministrul transporturilor și a ajuns la cameră. Um... Asta e un subiect pe care n-aș vrea să... Adică, dar nu e pentru ora asta, și, dar e un subiect pe care îl consider important. Așa. Bun. Loteria sondajelor, cât s-au apropiat de adevăr la ultimele două alegeri prezidențiale, e interesant subiectul, paginile 4-5, nu, e, nu e rău deloc. Ciolacu conduce detașat Simion 5% în fața lui Ciucă, unde s-au dus voturile lui Șoșoacă. Ok. Bun. E în regulă, nu cred că, cred că v-am mai spus și foarte pe scurt trăiau. orice ar spune sondajele vieții astăzi, nu cred că ele uh, pot anticipa în vreun fel ce se va întâmpla la alegeri. Așa cred eu. Uh, interesant și cumva out of the box, așa să mai exprim și eu în romgleză, pe prima pagină în ziarul Libertatea, de ce stă președintele Iohannis drept în fața generalului Pahonțu. Faptul că a păstrat timp de 10 ani aproape de intimitatea sa un general controversat cum este Lucian Pahonțu sugerează faptul că raportul de putere între președinte și acest șef de serviciu secret militar se înclină în favoarea celui din urmă. Este o opinie de Sidonia Bogdan, dar este subiectul principal pe pagina 1 în Libertatea. Doar vi-l vi semnalez că nu mai. Foarte interesant ca să avem și... Deci avem acest articol, tot pe, cu trimitere pe pagina 1. A dat gata doi chene din aceeași noapte. Actrița și scriitoarea Shirley MacLaine, 90 de ani, câștigătoarea unui premiu Oscar, a dezvăluit un episod incredibil despre Marilyn Monroe în noua sa carte, pagina 13. Deci a scris o carte, da? Atenție! Zice așa, Potrivit acestea, Marilyn Monroe, gen mega, mega, mega vedeta, așa, de la Hollywood, okay, a avut în același timp o relație cu fostul președinte american John F. Kennedy și cu fratele său, fostul senator Robert Bobby Kennedy. McLean susține că Monroe a făcut dragoste în aceeași noapte, pe 19 mai 1962, și cu John Fitzgerald Kennedy, al 35-lea președinte al SUA, și cu fratele său, fostul senator Robert Bobby Kennedy, care era procuror general după un eveniment găzduit la Madison Square, de Madison Square Garden din New York. Shirley MacLaine, deja vedetă la acea vreme, a fost și ea prezentă și își amintește că Merlin purta o rochie strânsă pe corp care îngreuna respirația și chiar mersul. Petrecerea a avut loc, nu știu ce, și zice... Zice, Uh, nona Genara, actriță afirmă că la petrecerea privată care a urmat l-a văzut pe JFK mergând cu Merlin într-un dormitor, imediat după ce președintele a ieșit, fratele său mai mic a intrat în aceeași cameră. A dat gata doi Kennedy în aceeași noapte. <laughs> Tare! Triunghiul amoros, bun, știm, s-a încheiat nefericit, Merlin Moro a murit la doar, în doar 77 de zile după noaptea din New York Jen, John F. Kennedy a fost asasinat în anul următor, fratele său șase ani mai târziu uh... Bun Man Press ne-a adus nu mai am timp să prezint cartea nu? Lasă că o prezint mâine, asta am primit și eu o carte, istoria, e foarte tare domnul Petre Crăciun istoria și catalogul stilourilor românești. Tare sau ce? Mie mi s-a părut foarte tare, ia uite avem aici uh... bine, cine mai scrie acum cu stilou? Da e tare ca... Eu, eu mai scriu cu stiloul. Deci avem... Da, Dita mai catalogul uh, despre istoria și catalogul stiloul. Am, primi, am și o dedicație aici, vă dați seama. Scrisă cu stiloul. <laughs> Scrisă cu stiloul. Gata, m-am pres, ne-a dus presă, uh, urmează știri.